Ahalai are și el experiență în Champions League. Atacantul georgian a ajutat-o pe Zimbru să treacă de Maribor în 2000. Săptămâna trecută, el a revenit în Moldova în componența lui Dinamo Tbilisi. Primul duel moldo-georgian nu s-a încheiat în favoarea noastră, iar Ahalai speră că Dacia nu va reuși să o răzbune pe Melțami. Dacia e o bună comandă, e de Stăponi o bună comandă. Тяжелая борьба будет. Ну, я болею за свои. În schimb, fostul portar al Dacii, Mihai Moraru, dorește succes lupilor galbeni. Nu știu ce șanse. Eu sper că Dacia să facă un joc bun. Zestafon e favorită la casele de pariuri în meciul de mâine, având un coeficient de 1,8 pentru victorie. În schimb, șansele Dacii au o cotă de 4,33. Și îi doresc că le ieși în două următor, ca și noi, sigur că nu o să fie ușor, mai zic că mă deplasat. Partida Zestafone Dacii din turul 2 preliminare a Ligii Campionilor va avea loc mâine de la ora 19.